Și acum, ultima concurentă, Mihaela Oancea, din Târgoviște. Mihaela, spune-mi, te rog, câți ani ai? Am 17 ani, sunt elevă în clasa 11 la liceul numărul 1, Grigore Alexandrescu. Am făcut 8 ani de muzică, școala generală, unde am studiat ca instrument pianul. Și de când am intrat în liceu, paralel cu acesta, urmez cursurile școlii populare de artă, cursurile de canto. Asta înseamnă că totuși oarecare noțiune de specialitate ai. Spune-mi, care sunt cele două bucăți pe care le-ai pregătit pentru concurs? E de necrezut, melodie ce aparține compozitorului Henry Mădinanu și de ieri până azi a lui Laurențiu Profeta. Ești emoționată? Foarte mult. Îți doresc mult, mult succes. Mulțumesc. E de necrezut ce se întâmplă cu mine. E de necrezut cum aleg către tine. Parcă mă cheamă în glas și de oriunde aș fi, dacă e noapte sau zi, îl ascult și nimic nu mă poate. E de necrezut, nu știam că se poate să iubesc mai mult ca-n iubirile toate. E adevărat sau greșesc, prea-i frumos ce trăiesc. E de necrezut, e de necrezut cât de mult. Ce se întâmplă cu mine? E de necrezut cum alerg către tine. Parcă mă cheamă un glas și de oriunde aș fi, dacă e noapte sau zi, îl ascult și nimic. Să iubesc mai mult ca-n iubirile toate. E adevărat sau greșesc?